Invitat special din această seară, Părintele Mihai Andrei Alda și scriitorul Ciprian Voicilă. Am gândit să facem această seară dedicată satului românesc, pentru că în acest an Patriarhia a declarat ca fiind anul omagial al satului românesc și credem că este foarte inspirat să fie așa, pentru că trebuie să ne aplecăm cu atenție spre locul unde au fost create etosul românesc și identitatea românească. De aceea i-am invitat pe cei doi oaspeți deosebiți să ne vorbească Ciprian Voicilă, un scriitor laborios, și un foarte, foarte bun și talentat povestitor, să ne povestească niște lucruri autentice din viața sa despre experiența pe care a trăit-o în copilărie la sat, iar Părintele Andrei Aldea, desigur, ca unul dintre cei mai buni specialiști în folclor și etnografie de la noi din țară, să ne vorbească exact despre acest subiect, veșnicia s-a născut la sat. Așadar, îi dau cuvântul lui Ciprian Voicilă să ne spună poveștile sale. Hristos a înviat. Titlul întâlnirii noastre este Veșnicia s-a născut la sat. Eu m-am gândit să vă spun câteva amintiri din copilăria mea la sat, pe care aș putea să le aglutinez, să le adun sub titlul Credința s-a născut la sat. Și o să vedeți imediat la ce mă refer. Dumnezeu a vrut să petrec primii 6-7 ani din copilăria mea într-un sat, Brebu se cheamă, un sat situat la 7 km de Câmpina. În acel sat există o mănăstire ctitorită de Neagoie Basara și deși m-am născut în 1978, deși am prins ultimii ani din perioada ceaușistă, i-am prins și în satul și comuna Brebu, iar primele două clase le-am făcut în Buzău, deci în oraș, deci pot să fac o comparație cum se trăia la sat în ceaușism, cum se trăia la oraș. Ce vreau eu să vă spun este că eu cred că satul românesc, rămășițele satului românesc, așa cum le-am trăit eu în perioada aceea, sau așa cum le mai vedem în anumite zone etnografice unde încă s-au mai păstrat tradițiile, mă refer la nordul Moldovei, la Bucovina, la Maramureș, satul este un mediu formativ. În acești 5-6 ani, un rol extraordinar în viața mea l-a avut străbunica mea, Elena. O femeie extrem de simplă. După standardele noastre, era neșcolită. Din anumite nevoi a trebuit, la un moment dat, să învețe să se semneze. Doar atâta știa să se semneze. Și-a câștigat existența fiind croitoreasă în sat. Pe mine m-a impresionat foarte mult faptul că ea încă de miercurea se gândea cu ce haine se va îmbrăca duminica la biserică. Și începea să și le extragă, să și le pună în ordine. Și am înțeles concret ce înseamnă să trăiești cu fața la Dumnezeu, să ai ca reper Dumnezeu, ce înseamnă conștientizezi pe viu că ziua de duminică nu este egală cu oricare altă zi din calendar. Nici de cum ziua de duminică nu e weekend, așa cum suntem noi obișnuiți în ultimii zeci de ani.
să spunem. Și se pregătea de miercuri. Pentru ea chiar era o sărbătoare, simplu mers la biserică. Biserica era la o depărtare de 3 km. Vă dați seama că pentru un copilaj de 5-6 ani era un efort să mergi 3-4 km. Dar era și o experiență. Pentru că, de pildă, la răscrucea drumurilor, vedeai din 50 în 50 de metri sau din 100 în 100 de metri câte o troiță, câte o cruce. O să vă citesc la sfârșit câteva fragmente din răspunsurile pe care le-a primit Ernest Bernea în perioada în care colinda satele românești împreună cu echipa sociologică condusă de Dimitrie Gust. Niște răspunsuri din care înțelegem mai bine de ce făcea poporul român la răscruce cruce sau troiță. Era o experiență și pentru că pe acest drum bunica, evident, se întâlnea cu prietenele ei. Îmi aduc aminte de o bătrână, tante Anica, care era nelipsită de la biserică și care și-a dorit să moară în biserică. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În timp ce se ruga, așa a luat din biserică. Mi-aduc aminte că atunci când am pătruns în biserică, am fost fascinat, pur și simplu. Pentru că era un joc de întuneric, construcția aia din piatră, figurile vechi, pictate pe pereți. Știu că m-a impresionat foarte mult o icoană veche cu cuvioasa Parascheva. La fel, în partea stângă am văzut tot așa o icoană veche pe care scria în slavonă. Era propriu-zis Sfânta Filofteia și istoria vieții Sfintei Filofteia. Și am întrebat-o pe bunica ce s-a întâmplat. Pentru că, mă rog, era tatăl cu barda, cum știți. Și m-a impresionat foarte tare catapeteazma. Pe catapeteazmă e pictat și Dumnezeu Tatăl. Am înțeles mai târziu că nu e canonic. Dar pe mine m-a impresionat foarte tare. Pentru că și acum, dacă o să ajungeți întâmplător acolo, o să-L vedeți pe Dumnezeu Tatăl care binecuvintează cetele îngerești și copilul care îl privește are sentimentul că îngerii aceia sunt trimiși spre el. M-a impresionat momentul în care părintele paroh, care în mod amuzant se chema Mălai, era numele de familie, știu momentul în care a anunțat în biserică cine vrea să doneze bani pentru că se dorește achiziționarea unei icoane cu ferecătură de argint, o icoană cu Mântuitor. Vă rog să mă credeți că atât de tare m-a impresionat chipul Mântuitorului cu niște trăsături blajine, încât asociez și astăzi cuvântul icoană cu chipul Mântuitorului. Și, sincer, dacă ar fi să mă întrebați, eu așa cred că arată Mântuitorul. Așa cred că îl vom vedea pe lumea cealaltă. În acea biserică, un lucru iarăși extraordinar era că veneau mulți oameni, poate chiar jumătate de sat, deși era perioada comunistă, și că m-a impresionat faptul că toți cântam. Deci chiar era o coparticipare, o împreună participare la Sfânta Liturghie. Bărbații satului cântau evident în partea dreaptă, priveai spre altar, m-au invitat să cânt alături de ei. Și așa am învățat Tatăl nostru și Crezul.
Și ne vedeam pe bătrânele satului care se bucurau că mă văd pe mine, un copil de 5-6 ani cântând acolo, ba chiar multe dintre ele și-au pus speranța că mă voi preoți. Și acum îmi aduc aminte, tot așa, de niște bunici, de niște prieteni ale străbunicii mele, Elena, care mi-au zis de atunci, vezi, dacă o să te preoțești, să ne pomenești, să nu uiți. Și astăzi le pomenesc, însă n-a fost voia Domnului să mă preoțesc. A avut alte planuri cu mine. Repet, deși era în plin comunism, deși oamenii trăiau duplicitar, de pildă bunicul meu, care era, lucra la turnătoria din Câmpina, turnătoria fizică, nu alt fel de turnătorie, era responsabil cu protecția muncii, era obligat să convoace oamenii când și când, din două în două luni, le ținea câte o informare politică, conspectat din Marx, Engels, materialismul dialectic și așa mai departe, dar, aproape seară de seară, scotea din ascunzătoare radioul Gloria, pe care îi făcuse un veșmânt special, așa, și asculta în mod ritualic Europa Liberă, Vocea Americii, ce mai spune istoricul Vlad Georgescu, dar Virgilie Runca, dar Monica Lovinescu. Și bineînțeles, începea să nu jure pe Ceaușescu. Deci era un soi de trai schizoid, schizofrenic, dacă vreți. Și pe de altă parte, mi se pare extraordinar, pentru că părintele poate să confirme ceea ce spun acum, deși comuniștii au distrus în bună parte satul românesc, mă refer la colectivizare, în primul rând, dar mă refer și la standardizarea folclorului, faptul că era ales, de pildă, un singur costum pentru o întreagă zonă. Muntenia avea costumul ei, Vrancea costumul ei, dar dacă te duceai în sate, găseai, cum găsești și astăzi, în zonele unde s-au păstrat, o varietate extraordinară. Și întrebarea e, de ce să declari, cine ești tu să declari că respectiv costumul de Muntenia este ăsta? Așa cum, nu, putem vorbi de Miorița. Cunoaștem toți, am văzut în școală, am învățat din școală o singură Mioriță, deși câte variante erau de Mioriță? Peste 1000. Peste 1000. Comuniștii au falsificat folclorul și prin faptul, de pildă, că au transformat un fenomen atât de complex precum călușul, care era și încă mai este, slavă Domnului, un ritual terapeutic, într-un fenomen estetic. L-au urcat pe scenă Cântarea României, l-au exploatat ca atare, dar l-au redus în felul ăsta doar la dimensiunea lui estetic. În ciuda tuturor lucrurilor acestora, iată că a existat un soi de rezistență a tradiției, pentru că eu asta încerc să vă spun dumneavoastră. Că noi încă am mai prins aceste rămășițe din satul românesc, poate copiii noștri, dacă îi ajută Dumnezeu, se mai pot duce într-o zonă din aceasta unde cât de cât s-au mai păstrat tradițiile, și am înțeles pe viu ce este aceea tradiția. De pildă, bunica mea, când tuna, și tuna tare și mie mi-era frică, îmi spunea, stai liniștit, zic, dar de ce tună? Și nu-mi dădea explicații fizico-chimico, nu mai știu de care, așa, îmi spunea, păi, trece prin cer Sfântul Ilie, cu carul de foc. Păi zic, și de ce tună? Păi zice, pleznește din bici. Vă dați seama ce surprins am fost când Dumnezeu a făcut ca din anul 2 de facultate să mă angajez la Muzeul Țăranului Român, și să recunosc în icoanele românești, pe sticlă, am văzut icoană cu Sfântul Proroc Ilie, în carul de foc, trecând prin cer, și jos, un țăran ara.
Și am zis, opa, pe asta seamănă cu ce îmi spunea mie bunic. Erau povești fascinante. De pildă, în lacul din apropierea fostei mănăstiri din Brebu, se spunea că lacul acela nu are fund. Când și când se mai îneca câte cineva, de mai mult de 100 de ani se tot spunea că au venit scafandrii din București și că au încercat să-i dea de fund, dar nu i-au dat. Străbunica îmi povestea că străbunicul meu, croitorul satului, vara, punea rămășac, punea pariu cu tinerii de vârsta lui, cine îl trece, cine are curajul să-l treacă dintr-o parte în alta și înapoi. Și povestea că bunicul a câștigat și a câștigat și 2 sau 4, nu mai știu, lății cu bere, pe care le-am băut, evident, cu prietenii. Deci toate poveștile astea, eu cred că m-au influențat. Dacă nu aș fi avut-o pe străbunica mea, aproape sigur nu aș fi ajuns la biserică. Pentru că ulterior, în anii revoltei, din perioada adolescenței, am avut și alte experiențe, dar această amprentă pe care a pus-o asupra sufletului meu, satul românesc, străbunica mea, a rămas ca un reper, ca un soi de ancoră. Și indiferent cât de departe m-au dus pe mine valurile tinereții, am avut întotdeauna un liman, am avut un reper la care să revin. De ce am vrut să vă spun lucrurile acestea? Pentru că eu constat din experiența mea de orășean, de citadin, bucureștean, de aproape 20 de ani sunt în București, cât de greu este unui creștin să-și păstreze programul de viață, stilul de viață. O poți face 2 zile pe săptămână, sâmbătă și duminică, când te retragi la tine acasă, când îți faci rânduiala, când îți citești cărțile duhovnicești, când evident te duci la Sfânta Liturghie și te întâlnești cu ceilalți frați într-un Hristos. Lunea începe o nouă săptămână. Chiar de când ieși pe ușă, ai senzația că ai intrat într-o altă lume. O lume în care vrând nevrând trăim toți. O lume care funcționează după altă paradigmă. O paradigmă postmodernistă. Toți ne simțim, eu mă simt ca o ceapă, care are mai multe învelișuri. Bun, există învelișul ăsta pe care eu mi-l consider creștin, dar mai am și multe alte învelișuri. Suntem cetățeni europeni, suntem membri într-o societate de consum, vrând nevrând, tipul de gândire consumistă ne afectează. Te gândești la profit, la pierdere. Prin urmare, ajungi într-o situație similară cu aceea pe care eu am descoperit-o în corespondența unui părinte care pentru mine și în ziua de astăzi, la aproape 41 de ani, continuă să fie un reper major și îl recomand tinerilor, dacă nu au aflat de el până acum, părintele Serafim Roz. El însuși un convertit, trecut prin nihilism, prin nebunia rocului, prin nebunia budismului zen și prin alte nebunii, într-una dintre scrisori, scrisorile lui sunt extraordinare, povestește că în schitul lor de la Platina a ajuns un tânăr, adolescent. Și, evident, părintele Serafim și cu prietenul lui German Podmoșenski au început să-l formeze ca om. I-au dat de pildă să citească aventurile lui Oliver Twist, care l-au cam plictisit, Crimă și pedeapsă, și asta l-a cam plictisit. De ce? Pentru că el suferise amprenta asta a rock-ului, heavy metal-ului și așa mai departe.
și toate lucrurile astea îi se păreau fie plictisitoare, fie siropoase. În schimb, voia să citească direct scrierile Sfântului Simeon Nou Teolog. Și descrie Părintele Serafim o scenă. După ce vorbiseră ceva duhovnicește despre Sfinții Părinți, Părintele Serafim îl vede pe acest adolescent cum dintr-o dată începe să dea din cap, să bâțâie, să așa. Și îl întreabă, dar de ce faci asta? Păi zice, acum am pus CD-ul cu muzică rock. La fel mă simt eu. Adică uneori am gândire de creștin, am atitudine de creștin, după care mă surprind că funcționez după alte modele. Revin și cu asta încerc să închei. Nu o să închei, totuși, înainte de a vă citi două fragmente din spusele unor țărani intervievați, cum v-am spus, de Ernest Bernea, de ce fac românii cruci la răscruce. Însă spun acum concluzia. Satul românesc te forma, deci avea un rol formativ pentru orice persoană, pentru că trăiai în acea tradiție. Însăși faptul că participai, de pildă, doar la sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, unde era superb. Mi-aduc aminte că prin anii 80 a dat un insoare atât de mare, aproape de 2 metri aveam în curte. Și în acel an, bunicul m-a învățat cum să pocnesc din bici și m-a învățat plugușor. Varianta cu Traian, așa. Deci, vrând nevrând, trăiai pe viu ceea ce Eliade, în aspecte ale mitului, numește creștinismul cosmic. Astăzi, mie, ca orășan, îmi este foarte greu să regăsesc această tradiție. Pentru că, din păcate, orașul nu a creat o tradiție alternativă. Adică, singura variantă este să te duci în fiecare zi la biserică sau să găsești o mănăstire unde se slujește zilnic și, participând la viața liturgică a bisericii, să trăiești, într-adevăr, în tradiții. Dar altă variantă nu există. Cum justificau, sau nu, cum explicau țăranii prin anii 30-40 faptul că satele românești erau și, slavă Domnului, încă mai sunt, înțesate cu cruci sau troițe, din lemn, din piatră, acoperite. Un țăran descria astfel hotarul, deci limita satului, hotarul care însemna ordine, lumea cunoscută, siguranța pe care ți-o oferă lumea ordonată, cosmică în care te afli, în opoziție cu ceea ce se afla în afara hotarului. Străinătatea. Străinătatea care a devenit stranietate. Zicea așa omul respectiv. Cine a trecut hotarul, numai el acasă. Dincolo e altceva și nu știi ce. Poate e o lume bună, poate nu. Eu știu că de trec nu mă mai simt bine. Am așa o teamă, știu eu. Se pune cruce la răspântie, știi, între drumuri este și netrebuitul. Acolo e loc slab. Am întâlnit chestia asta, inclusiv într-o cercetare pe care am făcut-o în Munții Buzăului, acum 2 ani. Existau locuri bune și locuri rele. Părintele Adrian Făgețeanu, în ultima perioadă, a trăit la locurele, cum mă întrebam, dar de unde vine numele ăsta? De la chestia asta. Și te duci în locul respectiv și afli legenda toponimică. Întotdeauna e vorba de o prăpastie în care a căzut cineva sau s-a rătăcit sau s-a întâmplat oricum ceva rău. Așa. Acolo e loc slab și iese în cale cine nu trebuie. Iese la răspântie,
că e omul neștiutor. Se pune cruce să nu se apropie necuratul, că la tot locul unde se taie drumul e locul lui. Un alt răspuns. Se pune cruce la răspântie, că acolo trec mulți călători, să știe unde s-o ia. E răspântie și acolo se taie drumul. Omul se închină să o ia pe calea bună. Vă mulțumesc frumos și dau cuvântul părintului. Hristos a înviat. Vedeți că fratele Ciprian a atins foarte multe, foarte multe lucruri foarte importante. Și dacă am fi așezați în vechea cultură românească și asta ar fi de pildă o șezătoare, acum am avea o vreme de tăcere. 5 minute, un sfert de oră, în care toată lumea ar sta și ar așeza în sufletul lui ceea ce a auzit. Cernând după priceperea fiecăruia, după dragostea fiecăruia, după supărările fiecăruia, așa cum face omul. Noi suntem obișnuiți însă cu supunerea față de o cursă întinsă de diavol omului de astăzi. Goana după nou. Goana după nou. Neîncetat, omul de astăzi caută nou, aleargă după nou. Și se poate vedea lucrul acesta din purtarea oamenilor atunci când se uită la televizor. Ei, să spunem că urmăresc un film, o emisiune, nu are nicio însemnătate. Atunci când încep reclamele, există două tipare comportamentale. Fie urmăresc reclamele, fie îndată se duc să facă diferite treburi prin casă, ceva repede, de vorba aia, de la dusul la toaletă până la stinsul focului, că a fiert destul fasolea, nu contează. După care se întorc repede să nu piardă emisiunea. Ori, amândouă tiparele comportamentale arată aceeași problemă. Fractură între primirea informației și gândire. Omul nu mai stă să cântărească informația. Dacă omul ar sta să cântărească informația, atunci când a venit reclama, ar pune pe mut și ar sta să se gândească, mă, ce am urmărit eu acum? Dar nimeni nu face așa. Să zicem, unul din 1000 de oameni. Oamenii tot timpul aleagă după informații noi. Se termină o emisiune. Mamă, ce interesant a fost. Acum la cine uităm? Ori, dacă a fost interesantă, trebuie să te gândești la ea. Să cugeți, să ceri, să așezi ceea ce este bun în tine, să dai la o parte ceea ce este rău, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Aceasta este o bucățică din așezarea firească a lumii, a lumii românești, în primul rând, că despre asta vorbim, pe care am pierdut-o foarte tare astăzi și este o pierdere gigantică. Vedeți, am locuit vreo 12 ani într-un bloc din Berceni la etajul 10. Și vreau să vă spun că până cu puțin înainte să plec, aveam repetat același dialog cu oamenii cu care mă întâlneam pe scări. Părinte, s-a stricat liftul? Și eu mă gândeam, măi, am auzit liftul mergând? Și dacă l-au zis, îmi spuneam, nu s-a stricat, că l-am auzit mergând. Dacă nu, spun, nu știu, n-am încercat. Și dialogul continua, după 12 ani, cu aceiași oameni. Și de ce mergeți pe scări? Păi dacă stăteam în capul dealului, luam liftul până sus în capul dealului, liftul este pentru când sunt extrem de obosit sau am greutăți mult prea mari. Dacă nu, urc și cobor pe scări. Și zic, m-am dus până sus în deal, am coborât din deal. Un lucru simplu. Următoarea întrebare la cine nu se închina că e popa nebun era, păi dar pierdeți timp, părinte. Zic, da. În clipa în care urc, am măsurat.
Să văd cât timp. Atunci când urcam, făceam între 3 minute și 3 minute și 20 pe scări. Atunci când urcam cu liftul, făceam în jur de 30 de secunde, dacă nu mai veneau și alții și erau opriri intermediate. Deci, teoretic, pierdeam între 2 minute și jumătate și 3 minute, ca timp de urcare. Timp în care ce făceam? Gândeam. Nu eram nici la televizor, nu eram nici la radio, nu stăteam nici pe mobil. Gândeam, mă rugam, mă linișteam. Între crucea de la biserică, de la oamenii cu suferințe din spitale sau din parohie la care mergeam, între toate greutățile și răutățile lumii, și lucrurile care mă așteptau acasă. Că știți, când ajungi acasă, copiii te iau de proaspăt. Erau câteva minute în care sufletul meu se așeza, se liniștea și puteam să întâmpin pe copii cu bucurie. Nu eram în alergarea extraordinară. Repede, am luat liftul, repede să ajung acasă, să nu se deschidă ușa, nu știu, am ajuns, repede. Și pe urmă copiii te iau și, bineînțeles, ești supărat, ești nervos. Pentru că nu există aceste clipe de pace și omul nici măcar nu le caută. Dacă nu le cauți, dacă nu încerci să te gândești la ce ți s-a întâmplat astăzi, la ce ai auzit astăzi, la ce vei face mâine, dacă vei reuși să fii mâine un pic mai bun decât astăzi, n-ai cum să crești, n-ai cum să fii așezat în Dumnezeu, n-ai cum să fii așezat în Duhul Sfânt, n-ai cum să câștigi înțelepciune. De aceea, în clipa în care fratele Ciprian a spus niște lucruri care sunt foarte frumoase și foarte adânci, dacă eram la o șezătoare, am fi avut o vreme de tăcere, în care fiecare ar fi cântărit, ar fi cernut și ar fi așezat în suflet lucrurile pe care le-a auzit, așa cum îl zidesc pe el. Ce se întâmplă acum, când noi nu facem aceste lucruri? Fratele Ciprian a pronunțat un cuvânt, schizoidie, și alt cuvânt și mai aspru, schizofrenie. Schismă, care este ruperea de biserică, este un fenomen al cărui termen, schismă, vine din aceeași rădăcină ca și aceste două cuvinte, schizoidie și schizofrenie. Pe scurt, este vorba despre sfâșiere, despre o sfâșiere a unui om sau unei societăți sau unei comunități, între două direcții contrare, care nu se pot aduna la un loc. Se întâmplă acest lucru. Și citatul de astăzi, veșnicia s-a născut la sat, este un strălucit exemplu al acestei schizoidii, al acestei schizofrenii, care ne aduce atât de multă suferință fără rost. Există suferință cu rost, care te înalță către Dumnezeu. Și există suferință fără rost, care te doboară sau pe care o ai de îndurat din nepricepere, din prostie sau, Doamne ferește, din păcat, și atunci iarăși te duce către iad. Veșnicia s-a născut la sat. Cine a lăsat aceste cuvinte ca o amprentă în cultura română contemporană? Lucian Blaga. Lucian Blaga, un om depărtat de ortodoxie. Un om care reprezintă, chiar prin aceste cuvinte pe care le-a spus, un chip al schizoidiei, ca să nu zic schizofreniei, românești. De ce? Pentru că el are rădăcina înfiptă adânc în sufletul satului românesc. Tot ce a scos extraordinar Lucian Blaga vine din seva satului românesc. Problema este că el a fost altoit foarte mult. Și nu întotdeauna altoiul este bun. Uneori poate să fie parazit. Și atunci el traduce, ca să nu zicem răstălmăcește, seva pe care o trage din străbuni, din satul românesc, în cu totul alte lucruri. Și pleacă de la un lucru minunat și ajunge la niște lucruri care nu mai sunt neapărat atât de minunate. Se pierde pe undeva pe drum.
Și să vedeți de ce vă spun acest lucru. Poate o să căutați poezia în care sunt aceste versuri ale lui, Veșnicia s-a născut la sat, o poezie cu niște picături de-astea intelectualiste, în mod paradoxal, deși este vorba despre sat, în care ratează sensuri esențiale, deși spune niște adevăruri teribile. Veșnicia s-a născut la sat. Știți cât de adevărat este acest cuvânt? Este Dumnezeu de adevărat, pentru că, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat. Dumnezeu s-a născut la sat. S-a născut într-o iesle, într-o peșteră care era graști, al unui sat. Pentru că Betleemul în acea vreme era un sat, de-aia nici nu și-au găsit loc acolo unde să se adăpostească. Dumnezeu, veșnicia, s-a născut la sat. Și primii care i s-au închinat au fost păstorii. Veșnicia s-a născut la sat, iar orașul a răstignit-o, a ucis-o în chinuri pe cruce. A batjocorit-o și a ucis-o în chinuri pe cruce. Dar veșnicia nu poate fi ucisă. Și-a înviat. Vă gândiți cât de adevărat este acest cuvânt că veșnicia s-a născut la sat? Într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat. Dumnezeu s-a născut în sat. Nu s-a născut într-o cetate, nu s-a născut într-un oraș. Și erau orașe foarte mari în vremea respectivă. De la unele din China sau India până la Roma, de pildă. Și altele mari care erau în apropiere. Era Alexandria, Antiohia. Era chiar și Ierusalimul. Dar Dumnezeu nu s-a născut într-un oraș. Dumnezeu s-a născut la sat. Veșnicia s-a născut la sat. În cel mai direct și practic mod. Iar satul românesc este obștea celor care au înțeles că Dumnezeu s-a născut la sat și au vrut ca Dumnezeu să fie viu pentru totdeauna în satul lor. Asta este satul românesc în esența lui. În clipa în care ne uităm la cultura română mai apropiată de noi, ea este din ce în ce mai deviată de la înțelesurile vechi pe care le avea și care sunt la origine total creștine. Satul românesc, în esența lui, este total creștin. Să știți că nu este o afirmație partizană. Eu am avut discuții în această privință cu feluriți specialiști mitologizanți, păgânizanți, care vor neapărat să ne convingă de faptul că românii nu sunt ortodoxi și au ei o religie a lor păgână paralelă cu ortodoxia și care ar fi de fapt adevărată și așa mai departe, tot felul de gogoși din acestea. Și în clipa în care am susținut anumite teze, au venit foarte indignați. Păi cum să pretindem că ortodoxia este esența satului românesc? Zic, eu nu pretind, eu constat. Eu constat un fapt. Științific vorbind, noi trebuie să ne uităm la ceea ce este. Ori, dacă iei orice cătun românesc, orice sat românesc, există un singur element deosebit, în afară de casele oamenilor, care există în fiecare cătun și în fiecare sat și care constituie inima oricărei comunități românești rurale. Biserica. Biserica. Nu există altceva. Și mi-a spus, da, vrăjitorii? Și zic, da, există vrăjitori și vrăjitoare. Unul la câteva sate și de obicei stă fie în marginea satului, fie în afara satului. În cele mai multe cazuri, în cele mai multe regiuni românești, vrăjitorul sau vrăjitoarea nu stau în sat. Pentru că satul este creștinesc. Pentru că satul este loc sfințit. Pentru că în trecut, în fiecare început de lună, se sfințea fiecare casă și fiecare grădină. Pentru că a fost o vreme în care fiecare sat românesc era o cetate creștină. Era o inimă a credinței care bătea acolo. Și lucrul acesta se poate constata științific. Inima satului a fost întotdeauna biserică. Ori aici avem o problemă gigantică. Normele adevărate ale etnologiei, ale folcloristicii, obiective, cum le prezintă, de exemplu,
marele folclorist italian Giuseppe Cocchiar, în mod clar și obiectiv, și el fără să aibă legătură, să zicem, cu ortodoxia, ca să spui că avea o problemă partizană, atunci când analizezi un fapt folcloric, nu trebuie să te conduci după exotismul lui. De obicei asta se caută. Chestiile exotice. Asta au făcut și cu legătorii noștri de folcloric, să știți, în secolul al XIX-lea și în XX. Ei au ignorat ceea ce se făcea de către toți ca să se ducă la lucrurile interesante, exotice. Și au transformat excepțiile în regulă. Pentru că era unul care se ducea la vrăjitoare, dar tot satul mergea la biserică. Și ei l-au luat pe ăla unul și l-au pus pe ăla pe post de exemplu al folclorului românesc. Și pe toți ceilalți care se duceau la biserică au fost aruncați la gunoi. Și sunt aruncați la gunoi până astăzi, în foarte multe cercetări. Sunt total ignorați. Eu nu am înțeles cu adevărat, de când am început să studiez etnologia și am făcut-o greu, mulți ani și sistematic pornind de la ABC, eu n-am înțeles profunzimea creștinismului popular românesc. Până în clipa în care am fost rugat de o revistă de etnologie din Constanța, care din păcate nu mai apare, dar să fac un material de Crăciun despre Colind. Și le-am spus, zic, îmi pare rău, eu sunt specializat ca folclorist, ca etnolog, sunt specializat pe bază, nu sunt specializat pe Colind. Am recomandat, uite, doamna Sabina Ispas, cu tare sau cu tare de la Institutul Național de Etnologie și Folclor, am dat câteva nume. Ei au insistat, nu că vrem să ne dați dumneavoastră așa, nu știu ce. Și am zis, o să încerc. Și am început să fac un studiu pe un colind. Trei crai de la răsărit. Am zis, domnule, iau un colind popular, e un colind popular, trei crai de la răsărit, un colind popular, arhicunoscut, și fac o analiză. Și mi-a luat câteva pagini pentru a analiza trei crai de la răsărit spre Steaua Călătorită. Pentru că a trebuit să discut despre de ce trei, de ce crai, de ce de la răsărit, de ce spre Steaua sau cu Steaua au călătorit. Fiecare dintre aceste cuvinte pe care noi le luăm firești, că le-am auzit de atâtea ori, în realitate are o așezare teologică extraordinară. De ce sunt trei? E o problemă foarte mare. În catolicism și în protestantism există variante în care sunt șapte, în care sunt 12 sau cât au ei chef. La noi, întotdeauna au fost trei. De ce? Pentru că atunci când te duci în vizită la cineva, împreună cu niște prieteni, să zicem, e ziua lui sau calculești, păi mă, tu ce iei? Păi eu iau cu tare lucruri. Bine, mă, să nu iau și eu la fel. Că fiecare vine cu altceva prin care să-și exprime dragostea. Ori darurile aduse au fost aur, smirnă și tămâie. Deci au fost trei. Că dacă erau patru, erau și perle sau orice altceva. Înțelege? Deci au fost trei. Că a fost aur, smirnă și tămâie. Trei daruri, deci trei oaspeți. De ce sunt crai? De ce sunt crai? De ce nu spune trei magi de la răsărit? Cuvântul magi este în limba română, se folosește în alte creații folclorice. De ce românii, într-o serie întreagă de colinde, spun trei crai, vorbesc despre crai în loc să spună magi? De unde și până unde scot ei că sunt crai? Crai, adică regi sau împărați. Scrie așa ceva în Biblie? Scrie. Știți unde scrie? Acolo unde scrie că Pilat i-a rugat, după ce îl găsesc, să-i spună și lui. Vă închipuiți acest dictator criminal, care a fost în stare să-și ucidă propriul copil de frică să nu fie Mesia. Că i-ar fi lăsat să plece liber dacă ei nu erau niște împărați. Respectul cu care s-a purtat față de ei arată că erau reprezentanții unor puteri mai mari decât a lui. Deci, în mod evident, erau crai. Că erau și magi, este alt lucru, dar erau și crai. Lucrul ăsta nu se înțelege decât dacă citești, nu dacă citești, dacă ai în inima ta Evanghelile și înțelegi, îl înțelegi, îi înțelegi pe oamenii aceia, pe Irod, pe, scuzați, Irod, dacă îl înțelegi pe Irod, îl înțelegi,
apropo de răstignire, din cauza asta am greșit, că mă gândeam la niște amănunte legate de răstignire. Dacă îi înțelegi pe Irod, pe Pilat și pe ceilalți, Ponțiu Pilat, pe toți, ca niște făpturi reale. Dar ca să înțelegi, să-i înțelegi ca atare, trebuie să cunoști cu adevărat Scripturile și să fie vii în inima ta. Iar în inima românilor erau, ei știau că Irod este criminalul care și-a omorât copilul. Știau că nu s-ar fi purtat politicos cu cineva care propovăduiește în Ierusalim. Vă dați seama că i-au strânit tulburare în Ierusalim? Apropo, credeți că trei magi zdrențăroși veniți de pe drum ar fi strânit tulburare în Ierusalim, că spune că a venit Mesia? Nu i-ar fi băgat nimeni în seama. Dar în clipa în care era vorba despre trei împărați sau regi veniți cu alai puternici, care au venit să se închine celui care s-a născut. În clipa aceea și-a adus aminte tot Ierusalimul de prorocia care spune că neamurile îi se vor închina. Și atunci au zis, da, dacă au venit neamurile să-i se închine, s-ar putea ca Mesia să se fi născut. Și a s-a tulburat tot Ierusalimul, pentru că nu erau niște oarecare, erau niște regi. Și uite cum dintr-o dată, vedeți cât a luat acum foarte pe scurt să explic, vedeți dintr-o dată de ce spune românul crai. Pentru că erau crai. Și Scriptura ne spune că erau crai, dar ne spune indirect. Ne spune foarte clar, dar numai cu condiția să o cunoaștem foarte bine. Iar pentru străbunii noștri, lucrul ăsta era de la sine înțeles. Atât de puternic evanghelică era cultura să crească românească, încât aceste lucruri se înțelegeau de la sine. Basmul românesc, eu, teza mea de doctorat în folcloristică a fost pe basmul românesc și am încercat să văd cât de păgân este basmul românesc, măcar dintr-o perspectivă, ideea predestinării. Deci se spune această absurditate că românii ar fi predestinaționiști, ceea ce vine în totală contradicție cu ortodoxia. Dar așa se pretinde, că românii ar fi fataliști, predestinaționiști și așa mai departe. Ne-au fi făcut politicienii ultimelor secole. Dar la sat nu exista așa ceva. Și am făcut analiză pe bază. Și am putut să constat câte ortodoxie există în, și cât echilibru ortodox există în gândirea aceasta, în creația folclorică veche și cu basmul pe care recunosc, eu l-am privit până la această cercetare ca pe operă de artă. Un basmul românesc adevărat este în realitate cateheză. Este cateheză. Dar nu o cateheză de tip occidental, scolastică. Acolo nu ți se prezintă lucrurile în care e bine să crezi. Nu ți se spune, uite, asta este legea lui Dumnezeu. Pe aceea o auzi când te duci la biserică. Basmul se arată ce se întâmplă cu omul care trăiește după legea lui Dumnezeu și cu omul care trăiește împotriva legii lui Dumnezeu. Nu e nevoie să spună după ce lege trăiește unul și după ce nelegiuire trăiește celălalt. Asta se înțelege de la sine de vreme ce te duci la biserică și cunoști învățătura. Acolo vezi doar consecințele trăirii în basm. Și basmul este o cateheză cu atât mai puternică. Pentru că nu pleacă de la scolasticisme. Ci pleacă, este studiu de caz, dacă putem să spunem așa. Sigur, înfrumusețat artistic, cu o bogăție simbolică extraordinară și așa mai departe, dar care se află pe alt plan. Nu am atins nici măcar coaja vechii culturi românești. Pentru că dacă ar fi să iau și de la Părintele Arsenie Boca și de la Părintele Cleopa și de la Părintele Iustin Pârâu și de la Părintele Arsenie Papacioc, de la toți sfinții noștri din apropiere, vedem că toți își trag rădăcinile din această cultură veche românească și puterea lor vine tocmai din faptul că și-au asumat-o. Nu s-au rușinat de ea, nu s-au scârbit de ea. Și au reușit să o retrăiască. Și aici este speranța noastră. Față de deznădejdea lui Ernest Berne, care în anii 50 spunea vechea cultură românească a murit, pentru că a murit hora, a fost înlocuită de căminul cultural sau de discotecă, pentru că a murit șezătoarea, a murit clac, au fost înlocuite de munca voluntară obligatorie și așa mai departe, au murit instituțiile românești care exprimau sufletul satului
care exprimau o viață extraordinar de bogată. Dar biserica n-a murit. Așa că, de fapt, cultura veche românească n-a murit. Dar s-a adunat tot mai mult în sămânța care a fost la început. Adică în taina bisericii. Și o să închei cuvântul meu, poate prea nou, meritați, cu o pildă a frumuseții duhovnicești, a culturii vechi românești. Ar fi foarte multe de spus. Am lucrarea de care vorbeam cu fratele Ciprian, am o lucrare care este sub tipar și dacă editorul o să-mi dea voi, sper să-mi dea voi, o să încerc să o pun și online ca cei care nu pot să o cumpere, nu-și permit să o cumpere, să poată avea ca atare. Este o lucrare de istorie și etnologie la care Dumnezeu știe cât de mult am lucrat și în care puteți să găsiți multe din lucrurile pe care le-am spus aici, care nu sunt ale mele. Nu sunt ale, sunt ale neamului nostru. Eu n-am făcut acolo o lucrare originală. Pur și simplu am scormonit și am scos la iveală cât am putut de mult din vechea cultură românească. Și, printre altele, menționez niște cuvinte ale lui Artur Gorovei, care pe la 1900 spune ceva cumplit. Mai ales în situația, fac această paranteză, mai ales în situația în care suntem astăzi, în care satul, de cel mai multe ori, este o mahala rurală. Satul de astăzi, în mare parte, este o mahala rurală. Nu este sat. Este o extindere a orașului la țară. Pentru că satul presupune o familie, o obște, adunată în jurul bisericii. Acolo unde există o familie adunată în jurul bisericii, acolo avem un sat. Indiferent dacă este la oraș sau este la țară. Acolo unde nu avem o familie adunată în jurul bisericii, noi nu avem sat. Avem un mahala rural, care oamenii se mai duc și pe la biserică, de obișnuință, de spectacol, să mai facă un banc atunci când fac o comunie sau un botez și așa mai departe. Dar ăsta nu este satul românesc. Și Artur Gorovei spune, la 1900, atenție, la 1900, aproximativ 96% din populația României trăia la sat. 4% aproximativ din populația României trăia la oraș. E foarte important să țineți minte această disproporție ca să vă dați seama că 4% au înghițit 96%. Din punct de vedere cultural. Asta se numește genocid. Genocid cultural, iar în ultimele decenii, prin exodul de populație, este un genocid fizic, direct, clar. Artur Gorovei spune aceste cuvinte și comparațiile cu ce am spus acum legat de cifre și genocid, ca să vă dați seama că poți să spui că a fost proroc. A zis, în țara noastră există două luni care sunt atât de deosebite una de cealaltă, încât am putea să spunem că sunt străine, dacă nu chiar cu totul dușmane. Asta spune Artur Gorovei. Și în cartea mea o să vedeți acolo exact citat-o, ca să nu credeți că am născut eu. Se găsește acolo. Deci, dacă nu chiar dușmane, spune el. Și dovada acestei dușmănii este genocidul care a avut loc în ultimii 100 și ceva de ani, în mod categoric, prin care satul a fost masacrat sistematic de fiecare regim politic. Nu a existat măcar un regim politic, măcar de un an, doi de zile, care să încerce să ocrotească satul și valorile satului, care să creeze un cadru în care valorile, comorile culturale ale satului, care sunt gigantice, sunt uluitoare, să poată fi păstrate și eventual îmbogățite să crească mai departe. A spus el mai devreme despre Miorița. Am ajuns să avem câteva tipuri de Mioriță în toată românimea, în popor. Alea care există, știți de ce mai există? Că sunt atât de depărtate de tipul oficial, încât oamenii nu le recunosc ca fiind Miorițe în mod obișnuit. Și apropo, ce este Miorița? Și ce este Miorița la origine? Miorița este balada, este cântecul care deschidea cântecele haiducești, cântecele de vitejie și poveștile de vitejie. Până și Sadoveanu, Hana Mucuței, consemnează lucrul acesta, pe care unii care sunt conducătorii noștri au atâta în cultură, încât nu-l știu.
Și teoretic Hanu Acuță este lectură școlară, știți ce a fost și înainte, deci când te gândești că sunt oameni generații mai vechi, băi, n-a citit Hanu Acuță, nu știe. Miorița se citea înainte de cântecele de vitejie. De ce? Pentru că la români nu se cânta fanfaronada. Nu se cânta făcutul pe grozav. Se cânta vitejia. Vitejia trebuia să aibă un scop nobil. Și atunci Miorița, care se punea în față, spunea așa: Cine trăiește pentru Dumnezeu și dacă moare intră în veșnicie și duce cu el în veșnicie pământul pe care l-a sfințit prin viața lui. Asta spune Miorița. Să nu te temi de moarte dacă trăiești pentru Dumnezeu, că și dacă mori, sfințești pământul pe care l-ai călcat și îl unești cu Dumnezeu și cu cerurile. Ceea ce este adevăr biblic. Este un adevăr teologic fundamental. Asta spune Miorița și după aceea începeau cântecele de vitejie, cântecele de haiducie, poveștile de vitejie și legendele. De ce? Ca nu cumva cineva să facă greșeala de a crede că vitejii din aceste cântece, din aceste legende, din aceste bazme, sunt niște fanfaroni care sar și la bătaie. Nu, în primul rând să înțeleagă că nu s-au dus la luptă ca să se bată cu cineva, ci pentru că a fost nevoie de luptă ca să apere ceea ce trebuie apărat. Au fost niște luptători ai lui Dumnezeu. Adică n-au făcut bravadă. Nu bravadă. Nici lașitate, nici bravadă. Niciuna dintre cele două nu erau acceptate în vechea cultură românească. Asta a făcut de Miorița și de faptul că cineva de curând vrea să scoată Miorița din școală pe motiv că înțelege el stâmb. Spuneau că vreau să închei cu un exemplu de cultură populară românească. Și cu o deosebire fundamentală între cultura populară românească și alte culturi populare. În cultura românească veche, desfrânarea și cu atât mai mult adulterul erau condamnate. În stil creștin caracteristic. Nu se practica nici arderea pe rog, nici omorâre, dar erau fapte rușinoase. Era oprire de la împărtășanie, ceea ce însemna o scădere a legăturii cu ceilalți din familia creștină de care teoretic aparțineai, și așa mai departe. Până aici lucrurile sunt destul de normale, repet, cu excepția lipsei ieșirilor extremiste din alte culturi. Știți, era desfânare sau nu știu ce, gata, îi tai gâtul, îl spânzuri, îl omori, îl spânzuri și așa mai departe, ca să nu discute acte și mai bestiale care se săvârșeau în unele culturi. Deosebirea la care vreau să ajung este a rodului legăturilor, să zicem, nelegiuite. Copiii care se nășteau din desfânare sau din adulte, cum erau priviți în alte părți? Copii ilegitimi, în cel mai bun caz, de obicei bastarzi. Termenul de bastar. Din flori. Folosit. Din flori. La noi se folosește acest cuvânt copii din flori. Copii din flori, care expresia este de o căldură extraordinară. Și vă spune și Artur Gorovei și vă spun și alții, copiii aceștia erau socotiți niște copii ai lui Dumnezeu. Se făcea o despărțire totală între actul de cădere în care se fusese conceput copilul și apariția copilului. Copilul acela era considerat o binecuvântare a lui Dumnezeu, o mângâiere a lui Dumnezeu pentru cei care căzuseră. Se socotea că Dumnezeu a venit la cei care au căzut și încearcă să-i ridice trimisându-le acel copil. Copilul acela era considerat binecuvântat. Eu nu cunosc altă cultură în care să existe această concepție a copilului din flori privit și primit cu atâta dragoste de întreaga obște. La noi nu exista să se lepede copilul. Și dacă cineva găsea un copil lepădat, acela era fericit și alerga cu copilul în brațe către satul lui, că a găsit cea mai mare comoară cu putință. Asta era satul românesc vechi. Un fragment, dar poate este destul de limpede ca să arate frumusețea creștină a satului românesc și să înțelegem că, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat. Nu la mahalaua rurală, la sat. Acolo unde oamenii sunt uniți împreună cu privirea către Dumnezeu.
mulțumim Ciprian Voicilă, mulțumim părintele Mihai Andrei Aldea. Cred că până la urmă e mai comod așa. Pentru frumosul cuvânt, sigur că ne amintim și de cuvântul lui Vasile Pârvan, care vorbea despre poporul român ca despre acest popor lung de zile. Poporul lung de zile, cât de frumos sună în, la Vasile Pârvan. Trecem la secțiunea următoare, care de fapt va fi și prima. Suntem aici în această seară pentru a sărbători 10 ani de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Urăm bun venit și celor care au venit mai târziu. Da, am spus avem un... Deci vorbim de 10 ani de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Anul trecut a fost declarat anul eroilor. Și ne bucurăm că a fost așa, pentru că eroi avem. Dacă anul ăsta este declarat anul omagial al satului, credem că la istoria pe care o are neamul nostru românesc, în fiecare an ar trebui să fie declarat anul eroilor. Pentru că aceștia, eroii noștri, rămân veșnic în memoria neamului nostru și chiar dacă unii vor să-i facă uitați sau ne scot în față lucruri care n-au a face cu etosul românesc, eroii aceștia rămân în permanență în sufletul nostru și sunt o pildă pentru noi toți cei care urmăm. De aceea, în acest sens, am pregătit niște materiale cu acești eroi, dar până să ajungem acolo, aș zice să începem cu un material pentru a vedea ce se întâmpla în urmă cu 10 ani, pe data de 27 mai 2009. Nașterea Fundației trebuie privită puțin înainte, cu vreo 2 ani de naștere ei propriu-zisă. Odată ajungi la Părintele Iustin Pârvu, care am pus în repetate rândurile acolo de celor domnul Dan Lucinescu. Domnul Lucinescu ia povesti despre gândul nostru, dar înființa o fundație. Dacă e dat pe toți noi care au trăit în 16 ani, 17 ani,
Hristos. Reușind în opera lui capitală Cărarea Împărăției, se exprime într-o limbă românească aproape populară niște idei, niște concepte care atunci când din cunoștințe de ele ce se parcă sunt sus în cer și stau acolo atârnate, să le facă accesibile la cât mai multe minți românești, accesibilitate care să fie utilă, aplicabilă în viața de toate zile. Spunea cineva odată că oamenii sunt de două feluri. Omul așteaptă ceva și omul face ceva. Haideți să încercăm să fim cât mai mulți oameni care fac ceva. Pentru că lucrurile nu se fac niciodată singure. Așadar, vă așteptăm pe toți alături de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca pentru a putea să realizăm împreună cât mai multe proiecte prin care să putem să schimbăm cu ceva în bine imaginea acestei țări, însă și viața noastră și mai presus de toate pe cea a generațiilor viitoare. Dar cred că avem o șansă prin credință și iubire. Aceste două arme sunt imense și ar trebui să le folosim. Bună seara, dragi prieteni! Cu emoție și cu lacrimi vă numesc așa, pentru că mă simt îmbogățită în iubirea și evlavia pe care o port Părintele Arsenie Boca prin evlavia pe care ați manifestat-o voi ca asociație în numele său. Este uluitor cum voi cei mai tineri care n-ați avut fericirea să-l cunoașteți, ați putut să agonisiți totuși atâta iubire și atâta evlavie pentru acest mare suflet care s-a făcut gir pentru România cea veșnică, România în care Părintele Arsenie a crezut și a știut că va venui dincolo de vremelnic, că va câștiga veșnicia sau, cum ar spune Părintele, învierea. Domnul să vă binecuvinteze prin solirea Sfântului Părinte Arsenie Boca. Îndemn pentru iubire și jertfă. Nașterea Fundației trebuie privită puțin înainte, cu vreo 2 ani. Da, credem că o singură dată să vedeți materialul acesta este suficient. Iată, sigur că privim cu nostalgie la imagini din urmă cu 10 ani, când așa cum buna noastră prietenă Violeta de la Timișoara a remarcat, măi, dar erați mult mai tineri atunci, sigur că toți eram mult mai tineri în urmă cu 10 ani, important este ca să treacă unii peste noi frumos, să ne bucurăm împreună unii de alții. Au fost 10 ani frumoși, au fost 10 ani plini, în care am realizat numeroase proiecte, dar mai presus de toate au fost 10 ani în care am întâlnit oameni minunați, pe o parte dintre ei i-am văzut aici, în acest material filmat, sigur că pe cuvântul doamnei Aspazia Oțel Petrescu, au apărut o parte însemnată dintre cei care s-au implicat în acești 10 ani în și alături de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Acești oameni minunați pe care i-am cunoscut, o parte dintre ei sunteți aici în sală, acești oameni minunați am putea spune că au respectat întru totul cuvântul Mântuitorului care ne-a lăsat această lege a iubirii. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ei dedicându-se pe deplin aproapelui. Sunt convins că pronia divină și
alături de Promia Divină însuși Părintele Arsenie Boca, au lucrat în acei 10 ani și la momentul potrivit au apărut alături de fundație exact oamenii de care era nevoie pentru ceea ce aveam de făcut. Pe o parte dintre acești oameni, puțin la număr, i-am rugat să ne împărtășească în câteva cuvinte trăirile pe care le-au avut în acest interval de timp alături de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Și aș vrea să o invit aici alături de mine, pentru început, pe una dintre primele persoane care a apărut în viața Fundației, care la 21 de ani venea alături de noi să încercăm să facem lucruri împreună pentru societatea noastră, iar astăzi, după 10 ani, este o mamă împlinită, cu 2 copii, cu o familie foarte frumoasă, Irina Popescu. De etnologie, foarte folositoare. Să știți că e o postură nouă pentru mine. Mă întrebam la un moment dat, de ce nu sunt în spate cu fetele, cu Florin și cu Daniela Petkovici și de ce nu sunt acolo la cărți, unde stăteam în obicei. Da, aveam 21 de ani când am venit prima dată în fundație. Eram un copil. Și Domnul Vitiu m-a rugat să vorbesc despre ce înseamnă Fundația pentru mine. Păi, Fundația m-a format pe mine ca om. Am întâlnit aici oameni minunați. La 21 de ani nu știam nici și nu aflasem nici despre Părintele Arsenie Boca, foarte multe lucruri, și nici despre istoria noastră recentă, ceea ce înseamnă comunismul. Și am făcut cunoștință cu Dan Lucinescu, care pe mine personal m-a schimbat. Pe lângă Dan Lucinescu, bineînțeles că am cunoscut și alți poziționi politici și am citit și foarte multe cărți în materia, în domeniul acesta. Pot să vă spun ce mi-a adus fundația. Mi-a adus un soț, minunat, și 3 copii și o grămadă de prieteni pe care am înțeles și pe care le găsesc pe mulți dintre ei în sală, cu care nu am timp să mă întâlnesc foarte des și nu, din cauza faptului că n-am timp și pentru copii și pentru prieteni, însă pe care îi port în inima mea. De prunci. Irina este încă tânără și mai are timp și de alți copii. Foarte mult suflet în cadrul fundației a pus o altă persoană care a lucrat ani de zile alături de noi, Irina Ionescu, o perfecționistă, o sufletistă, o persoană care s-a dăruit cu totul aproapelui până la jertfa de sine, deci atât pentru cauza creștină, cât și pentru aproapele. Irina, te rog să vii. Cristian a spus tot ce se putea spune. Eu am să vă spun doar cum am simțit eu venirea aici la fundație, dintr-un sat mic moldovean, de acolo de unde Moldova se unește cu Siretul, venit de acolo din locul unde tot ceea ce este autentic, tradiții, obiceiuri și cumințenie
sunt ingrediente care sunt puse în îndospirea sufletelor. Cumva venirea mea aici la fundație a venit târziu, spre deosebire de cealaltă Irina, când eu deja studiasem, lucrasem, dar căutam ceva mai mult pentru sufletul meu. Și am ajuns aici după ce prieteni de-ai mei îmi vorbiseră despre drumurile la Drăgănescu și la Prislop și după ce primisem informații din partea fundației, unde era un colectiv de oameni tineri care dorea să strige lumii. Am avut șansa și avem în continuare șansa prin tot ce a lăsat părintele Arsenie Boca să ne trezim, să fim oameni așa cum părintele ne spunea în Cărarea Împărăției și în cuvintele vii, cuvintele vii care a apărut apoi din o parte din predicile Sfinției sale. Am venit aici, prima zi când am venit la fundație, am întâlnit-o pe Irina. Irina mi-a povestit despre părintele Arsenie Boca, mă uitam în ochii ei mari și frumoși, în care se vedea iubirea ascunsă în fiecare cuvânt pe care rostea despre părintele. N-am ezitat nicio clipă să mă alătur acestui colectiv de oameni frumoși. Am avut apoi șansa să-i cunosc pe cei trei fondatori, care sunt români adevărați, creștini adevărați, oameni care în fiecare faptă a lor pun tot ce pot ei mai bun, pun absolut toată ființa lor. Ulterior am cunoscut foarte mulți prieteni, pentru că toți care veneau la fundație deveneau prietenii noștri. Erau oameni care simțiseră chemarea părintelui. Într-un fel sau altul, toți credeau în ceea ce părintele ne spusese și voiau să facă parte dintr-o lucrare comună. O lucrare în care nu suntem doar adunați matematic. E ceea ce se întâmplă cu iubirea. Iubirea care împărtășită nu scade niciodată. Cumva adunați și lucrând împreună în iubire, aveam șansa să creștem odată cu această lucrare pe care părintele a început-o așa de mult timp în urmă și aveam șansa să transmitem mai departe către cât mai mulți oameni povestea iubirii. Ce înseamnă să fii creștin? Să crezi în veșnicie? Cum spunea părintele astăzi, veșnicia s-a născut la sat. S-a născut acolo unde oamenii trăiesc alături în iubire. Acolo unde oamenii au înțeles că jertfa este singura care unește oamenii. Pentru că ce înseamnă să te jertfești? Înseamnă să iubești atât de mult, aproapele, chiar mai mult decât pe tine însuți. Pentru că fiecare dintre oamenii pe care îi privim, îl vedem pe Dumnezeu. În fiecare dintre cei pe care îi privim și Dumnezeu ne-i trimite aproape, este Dumnezeu în multiple feluri, în multiple manifestări. Dacă reușim să îi privim pe oamenii care ne vin în față ca manifestări ale lui Dumnezeu aici pe pământ, cum am putea oare să nu iubim pe fiecare parte, exact așa cum sunt, necondiționat și fără niciun fel de limită? Cred că buchetul de crini cu care am venit în prima zi la Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca, a ajuns la părintele. Poate nu crinii aceia, dar mirosul de crin, mirosul alb al crinilor a ajuns la el.
Mirosul primului, mirosul dragostei. Ea depășește totul, orice bariere. Și vă mulțumesc că sunteți alături de fundație încă, văd și figuri noi și mă bucur și sper că niciodată această fundație nu va muri, pentru că nu-i așa, dragostea e veșnică. Hristos a înviat! Irina, ca de obicei, un suflet de plin. O apariție neașteptată, exotică chiar, aș spune eu, în cadrul fundației, dar în același timp tonică și tumultoasă, a fost cea a doctoriței Violeta Radosar de la Timișoara, cea care a fost implicată ca nimeni altcineva alături de Gabriela Alexandru în campania Vreau să știu, vreau să aflu, care a colindat prin toată țara, prin toate școlile și liceele și a văzut probabil nu mii, ci zeci de mii de elevi români, unde și-a lăsat amprenta și lucrul pentru care îi mulțumesc din suflet și o rog și pe aia să vină să ne spună câteva cuvinte. Doamne ajută, Hristos a înviat. O să reiau câteva firicele de emoție din ce-a spus Irina. Sper să mă... Să nu mă pierd în lacrimi. În primul rând vreau să mulțumesc pentru cei 10 ani de dragoste, de atenție, de încredere, de respect. Cei 10 ani, nu numai că mi-au schimbat viața, dar ca medic stăteam așa și mă gândeam oricâte specialități aș fi făcut, n-aș fi învățat să mă apropii de sufletele acestor tineri, așa cum m-a învățat Fundația Puntea Sinevoca. Știu că pentru oamenii obișnuiți, din zilele noastre, nu există minuni. Există doar zile care vin și trec cu problemele zilnice care ne doboară pe noi oamenii. Inclusiv faptul că am ajuns astăzi de aici, împreună cu prietena mea, Claudia, eu pot să zic de fapt, zice și Claudia, a fost o minune la ce circulație se București astăzi și cum s-a întâmplat să ajungem. Minunea a fost că Fundația Părintea Sine Boca a apărut în viața mea, într-un moment foarte greu, ca orice om, în egoismul meu, vroiam, sau gândul meu de început era să preiau niște informații și să merg mai departe singură cu o campanie de informare în școli, campanie pentru viață. În schimb, prin domnul Cristian Filip, fetele care au fost la fundație, împreună cu Gabriel Alexandru, în 10 ani am primit toată încrederea și tot suportul lor pentru a conduce pur și simplu această campanie. Și n-a fost nevoie decât de uneori de un telefon ca să pot să intru în orice liceu din această țară în numele fundației. Spunea Irina mai înainte că are speranța că această fundație nu va muri niciodată. Eu sunt convinsă că nu va muri, pentru că pe fiecare dintre noi care am pășit pragul sediului fundației, unde a fost acesta de-a lungul anilor, Părintele Arsenie Boca și-a pus iscălitura. Și, cum spunea o doamnă dragă mie, care este aici în sală și care l-a cunoscut pe Părinte Arsenie Boca și pe la care a învățat foarte multe, că orice întâlnire, oricât de scurtă, cu Părinte Arsenie Boca te schimbă ca om
Și întâlnirea cu fundația pe mine m-a schimbat foarte mult ca om. Final, ca să nu acapareze și o întârzie și obișnuiesc să vorbesc foarte mult, vreau să vă spun că în cei 10 ani, orice le-aș fi spus copiilor unde mergeam, ca și medic, nu cred că ar fi contat atât de mult, mai mult decât că vin în numele fundației Părintele Arsenie Boca. Erau hipnotizați când auzeau doar numele. Am făcut lucruri minunate de-a lungul acestor ani, tabere, chiar am trecut anul o tabără minunată, apropo de anul în care a fost eroi, unde copiii noștri au învățat, sau au reînvățat unii dintre ei, să-și iubească părinții, să-și iubească bunicii, să cunoască, să-și cunoască o Bârșia, pentru că nu cred că e o rușine să spui că ești român și că ai venit de la sat și bunicii mei au fost țărani și știu cât au muncit și cât s-au ostenit ca să mă crească pe mine. Dacă rămâne ceva după cei 10 ani și rămân multe, acești tineri care cândva au fost copii, au crescut sub ochii noștri și cred că vor duce mesajul mai departe. Iar apropo de un mesaj, am să vă transmit și eu celor mari celor care ați fost ultimul pelerinaj. Bădia Tacherodas, de când l-ați vizitat, era plin de viață și recita mereu aceeași poezie pe care am să vă lua și eu ca mesaj așa la final. România e țara mea, drag mi-e să trăiesc în ea, pentru țară, pentru neam, mă jertfesc, dau tot ce am, dau și sânge, dau și avere. Dau și viața cu plăcere, căci nimic nu-i mai frumos, mai plăcut, mai de folos, decât neamul să-ți iubești, pentru el să te jertfești. Este o poezie populară din Șinca Nouă, culoasă în anul 1910, pe care dânsul o rostește aproape în fiecare zi și a rostit-o și când ați fost dumneavoastră acolo, dar nu a spus-o total. Eu cred că Fundația Părintele Arsenie Boca s-a jertfit foarte mult. Atunci când faci lucruri, oamenii comentează, puțin aplaudă, puțin te încurajează, însă fundația e indiferent de ce a fost, a mers mai departe și eu una voi merge mai departe alături de fundație. Mulțumesc din suflet! Mulțumim, Violeta. Cu astfel de oameni nu are cum să ne meargă fundația mai departe. Toți, după cum îi vedeți, un suflet. O lucrare extraordinară s-a petrecut în cadrul fundației Creștine Părintele Arsenie Boca, cu neîndoielnic ca mijlocirea Părintelui Arsenie Boca, prin iubita noastră prietenă Georgeta Pungăr Herbreton, care merită toată recunoștința noastră și aprecierile pentru tot ceea ce a făcut în acești ani și care în fiecare an vine alături de noi în România. Trebuie să știți că ea vine tocmai din Olanda și vine în fiecare an și iată, n-a vrut cu niciun chip să lipsească nici la acest ceas aniversar. Aprecieri în plus și recunoștință și pentru faptul că Georgeta a trudit ani de zile, pentru a traduce în limba olandeză Cărarea Împărăției, lucrarea de căpătâi a Părintelui Arsenie Boca. Îmi face o surpriză surprinzătoare, ca să folosesc termenii celor dinaintea mea, să mă primiți cu aplauze. Eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului și prietenului nostru, drag Cristian Filip, pentru organizarea acestei seri, pentru ideea de a extraordinară de a alipi satul românesc de sărbătoarea 10 ani de la existența fundației. Asta că n-am avut în seara asta intrare la Sfântul Ilie și n-am rezolvat-o cu ploaia. Cu ploaia, da.
Nu e nimic. Toate au o rânduială de sus și ploaia vine tot de sus. În Olanda, care este țara ploilor, uite că nu plouă. E o secetă teribilă, chiar de câțiva ani. Deci plouă foarte puțin. Eu am o grădină destul de mare și am început deja să ud iarba, că nu se usucă, efectiv. Deci, ploaia care aveți aici, inclusiv pe Sfântul Ilie, este o binecuvântare. Și să vă spun cum am venit eu la Fundația Părintele Arsenie Boca. Cum spunea și colega mea mai înainte, nimic nu este întâmplător. Părintele Arsenie Boca, în momentul când îți apare în viață, totul se schimbă. Deci nu mai ești tu care erai înainte, e altceva, e altcineva, e mult mai bine. Eu vă spun în experiența mea personală. Am invitat în seara aceasta o prietenă care locuiește acum în București. Nu a venit pentru din motive personale, dar ea mi-a dăruit o carte în anul 2010. Deci eu locuiesc în Olanda, v-a spus domnul Cristian. Și mi-a dăruit o carte așa, în care era căsătoria ridicată la rang de taină, se numea. O cărțulie mică, o găsiți și noastră mereu în librării. Eu am citit-o și am rămas fascinată. Am zis, eu trebuie să-l cunosc pe Părintele Arsenie Boca. Sincer să fiu, nu auzisem până în clipa aceea de acest părinte. Nu auzisem absolut nimic. Am stat, îmi cumpărasem bilet la avion să vin în România, trebuia să botez, să fiu nășică și era asta la 25 septembrie 2010, da? Când se împlineau 100 de ani de la nașterea Părintelui Arsenie Boca. Deci eu, Părintele s-a născut pe 29, eu pe 25 eram nașă. Și stăteam așa acasă în Olanda și prin luna iunie-iulie făceam planurile cum să ne organizez fiecare zi, lucruri care le fac și în ziua de astăzi. Și zic, dar eu nu trebuie să ajung la Prislop, unde îmi propusese să ajung pe data de 4 octombrie, e prea târziu, e ceva care nu sună bine, e ceva. Și stăteam și citeam pe internet și stăteam și pe și descoper că e născut Părintele pe 29 septembrie. Și zic, măi, asta e, Părintele s-a născut în această zi, eu trebuie să fiu acolo, pe 29, la centenar. Și vreau să vă spun că m-am organizat, a doua zi dimineață m-am trezit, am pus mâna pe telefon, am sunat, mi-am organizat un pelerinaj privé, cum să spun, mi-am format un grup de persoane și am ajuns la Părintele Arsenie, la centenarul Părintelui, pentru prima dată. Și atunci am trăit momente și clipe pe care nu vreau să le povestesc aici, unii dintre dumneavoastră le știți deja, dar eu, ajungând la Părintele Arsenie, am ajuns la învățătura lui, așa, și am ajuns la Fundația Părintele Arsenie Boca, implicit. Fără să-i cunosc, am dat telefon, am zis, eu vreau să devin membru al Fundației. Am plătit cotizația, așa, și în iulie eram deja în primul pelerinaj, în 2011. Un lucru deosebit, mă fascina personalitatea domnului Dan Lucinescu. Și citisem deja o carte a domniei sale, Întoarcerea din Neguri, se cheamă cartea, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, din multe cărți pe care le-a scris. Și zic, tare, aș vrea să-l cunosc, dacă aș putea să stau lângă el în autocar, am ziceam eu așa în minte. Vreau să spun că chiar așa s-a întâmplat, am stat lângă Dan Lucinescu în autocar și am avut timp să vorbesc cu el și să mă bucur de așa o personalitate bogată. Eu nu m-am uitat la poze, nu știu. Să știți că am fost și în Suedia la Dan, chiar anul trecut am plecat cu soțul să-i facem o surpriză și el acum este cam bolnav, de aceea nu este aici. Dar soția mea se bucură foarte mult că eu voi fi aici și voi vorbi despre el.
Deci, pentru că Dan Lucinescu este cel care a înființat împreună cu Cristian Film, ați înființat împreună Fundația Părintele Arsenie Boca. Deci, da, și în continuare, pentru mine Fundația a fost o, cum să spun, un îndemn de a, de a lucra mai mult, de a face mai mult, de a propovădui pe Părintele Arsenie în Olanda, de a face cunoscut învățătura lui, de a-i ajuta pe ceilalți în, în viața de zi cu zi prin, prin învățătura Părintelui. Și lucru în care, în parte, să zicem că am reușit, așa cum v-am spus, după câțiva ani de muncă am reușit să scot împreună cu scriitorul și prietenul nostru Nicodim Frances Ionuschie, am reușit să facem traducerea în olandeză a Cărării Împărăției. Sunt câteva exemplare și aici, nu că vă cer să o citiți în olandeză, pentru că este o limbă dificilă, dar este tradusă, deci eu am tradus-o din românește în olandeză, așa, iar scriitorul Nicodim a aranjat fraza așa la limba maternă, la înțelesul și la dragoste și la frumusețea ei, în așa fel încât, așa cum te bucuri când o citești în limba română, și imediat ai acel impuls de a zice, a, da, asta e, asta voiam, așa este, e, tot așa e și în olandeză, deci e foarte frumos tradusă. Ne-am propus, eu ne-am așa propus să o traduc și în limba franceză, nu am început, pentru că avem o altă lucrare, care în parte este desăvârșită. Deci, Părintele Arsenie este în România foarte cunoscut. Este cunoscut și în străinătate din ce în ce mai mult, dar nu există absolut nicio mărturie scrisă despre el, într-o altă limbă. Este tradusă Cărarea Împărăției în limba engleză, așa? Dar cartea nu se vinde în afară, ea se vinde în România în limba engleză. Deci cum să ajungă omul din America sau din altă țară? Deci să o caute pe internet, să o comandă, e puțin mai greu. În sfârșit, deci eu m-am gândit să adun o serie de mărturii ale celor care l-au cunoscut personal pe Părintele Arsenie sau au trăit, clipe minuni cu Părintele și să le aduc într-un buchet, așa, într-o carte și să le traduc în olandeză. Așa, deci am făcut, cartea este acum la editor, la editură, cum să zicem, are 210 pagini, deci nu e foarte mare, dar nu e nici mică. Așa. Și este, încă nu a apărut pe piață, pentru că noi acum o corectăm. Corectăm partea care editorul ne-a scris-o, timp care este foarte necesar pentru a corecta o carte, ca să nu apară greșeli, de niciun fel. Așa. Ei, în același timp, eu am tradus această carte în limba franceză, iar soțul meu, care este aici prezent în sală și care este francez, mi-a corectat-o în limba franceză. Deci trebuie să fie o lucrare tradusă de mine, care nu am limba, nu sunt de limba maternă, așa trebuie corectată de o persoană de limba maternă. Pe lângă faptul că mi-a corectat-o soțul meu, această lucrare acum este recorectată și reamenajată în frază, să nu, nici nu mă vine să credeți. Un profesor universitar din Elveția, așa, habar n-aveam de existența lui, dar, prieten fiind cu domnul Nicolin, așa, este un fan al Părintelui Arsenie, are o capelă acasă, a pictat icoane și a sculptat icoane chiar cu Părintele Arsenie Boca, ca să vedeți cât e de mică lumea. Domnul acesta este profesor universitar, iar duminica este și hipodiac. Este ortodox, bineînțeles, și a scris multe cărți, a corectat multe cărți în limba franceză,
Așa și este o somitate în materie. Deci uitați unde am ajuns așa din întâmplare. Adică numai părintele Arsenie ne-a condus pașii ca să ajungem acolo. Deci împreună cu fundația care are editura ei și scoate cărți și se ocupă de imaginea părintele Arsenie Boca, eu ca membru a fundației nu am încercat să adun lumea și să zic, hai, devine și tu membru așa. Pentru că nu e genul meu, așa. Am început să fac câteva conferințe, fundația a venit la noi în Olanda odată, după ce am stopat, pentru că nu era menirea mea la momentul respectiv. Am înțeles de la părintele că asta este sarcina mea. Eu trebuie să fac lucrul ăsta. Și îl fac și l-am făcut și îl fac în continuare cu cea mai mare dragoste. Deci, în acest fel am fost eu ghidată, să zicem, de Fundația Părintele Arsenie Boca și de Părintele, bineînțeles, că el ne ghidează pe tot, de aceea suntem cu toți aici, nu? Da. Deci, cartea cu mărturii despre Părintele Arsenie Boca, am așa bucuria și, cum să zic, simt așa că e bine să o fac în mai multe limbi, în engleză de altfel e deja tradusă, dar nu e corectată, deci va apare și în engleză, ca și cei care nu au darul acesta pe care îl avem noi în România, de a avea biserici la orice pas, de a te duce la Sfânta Liturghie în fiecare zi dacă vrei, de a putea să te spovedi de fiecare dată când dorești ai nevoie. Deci, noi acolo suntem privați de aceste lucruri. Și să le dăm așa o bucurie de a împărtăși din viața noastră a românilor și a sfinților noștri români, pentru că Părintele Arsenie este sfânt. Așa și îmi spunea cineva că încă nu este terminat procesul de canonizare și că va mai dura. Dar am zis, nu contează. Părintele este canonizat de popor. Și noi, dacă ne străduim, fiecare din noi, acolo unde suntem, să îi descoperim adevărata lui imagine și adevăratul, cum să vă spun, acest om care s-a dăruit nou și care este în continuu cu noi, deci cu fiecare din noi ne ajută și ne dă acel sfat la momentul potrivit, deci puteți dialoga cu Părintele în Duh. Pentru că Părintele e acolo, El ne ascultă. Dacă noi avem gândul curat, rugăciunea curată, ne luăm timpul, cum zicea Părintele, a urca scările, așa, 10 etaje. Păi soțul meu urcă în fiecare zi 20 de etaje. Efectiv, pentru că are birou la etajul 20, într-o clădire, și el urcă aproape în fiecare zi etajele, așa. Pentru că îi face plăcere, ajunge cu bucurie la locul de muncă și când stai în fața unui computer 8-10 ore, așa, contează foarte mult să faci mișcare și să-ți pui gândul în altă parte. Așa, deci, ce să vă mai spun? Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, am vorbit cam mult, dar sunt foarte fericită că am reușit să venim aici și să fim cu dumneavoastră și să ne bucurăm de acest eveniment aniversar. Mulți ani înainte! Mulți ani! Mulțumim, super, Georgeta. Și pentru că tot a amintit Georgeta de soțul ei, Dominic, am pentru el un singur cuvânt. Chapeau. Omul este foarte smerit, este un om de știință, de a cărui semnătură depind foarte multe brevete la nivel internațional și totuși și el este prezent alături de noi, evident, alături de soția sa, Georgeta, cu minte, nu-și poate un cuvânt, merge cu noi în pelerinaj, stă și ascultă orice conferință, nu înțelege perfect limba română, în mare măsură o înțelege, dar pentru asta am spus ceea ce am spus. Mulțumesc din suflet, Dominic, că ești alături de noi. Și acum trebuie să vă fac o mărturisire. Faptul că, sigur, pentru un eveniment cum este cel din această seară,
lumea știe, mai ales cei care merg cu noi în pelerinaj, că sunt extrem de vorbăreți, nu mă opresc ore întregi. Mi-am pregătit un discurs și pentru seara aceasta, de care vă voi lipsi pentru că orele sunt înaintate și n-aș vrea să nu mai prindeți metrou, mașina, eu știu ce mai este. Deci, vă spun doar atât, aș fi vrut să aduc un omagiu verbal celor care au marcat existența fundației și care astăzi nu mai sunt printre noi și, din păcate, sunt din ce în ce mai mulți oameni care ne-au dat o pildă vie de ceea ce înseamnă credința creștină, dragostea de neam, de țară, bucuria, mândria de a fi români și respectarea principiilor cu prețul întregii vieți. Acum, sigur că aveți niște imagini, voi trece repede, voi lăsa să fie parcurse aceste imagini ca totuși să-i aveți în față pe domnul Dan Lucinescu, cel cu care am înființat fundația, părintele Iustin Pârbu, cel care a dat binecuvântarea, doctorul Iosif Niculescu, primul medic chirurg din România care a operat pe cor deschis și a descoperit antidot împotriva cancerului ganglionar încă din 1946. Cred că vorbim de Tică Iulian, care a tocmai fost în imagine și el cu două premii al Academiei Române, deși era un bandit nereeducat, făcând pușcărie de două ori, timp de 14 ani, domnul Virgil Totoescu, care s-a stins la 94-95 de ani, cel care ne duce cu gândul la cuvintele Mântuitorului, fericiți cei ce n-au crezut, cei ce n-au văzut, dar au crezut, pentru că întrebat fiind, după ce a ieșit din pușcărie, domnule, vi s-a întâmplat vreo minune? El a zis, nu, nu mi s-a întâmplat niciunul. Dar l-am văzut manifestându-se ca cel mai mare credincios. Neilie Tudor aici în poză cu domnul Dan Lucinescu, în mod un om excepțional, tatălui Tudor Gheorghe, locuind în satul Podar, de lângă Craiova, și care am ținut neapărat să se întâlnească cei doi uriași ai istoriei moderne românești și care atunci când ne-a primit acolo, îi dădusem cu o săptămână înainte când l-am filmat cartea Jertfa domnului Lucinescu, la un moment dat îi spune, domne, știi, mi-e ciudă pe dumneata, îi spune domnului Dan Lucinescu. Și Lucinescu, așa cumva, îi zice, dar de ce? Gândindu-se că a greșit cu ceva. Domne, mi-e ciudă fiindcă n-am scris eu cartea asta. Da, l-ați văzut pe Gheorghe Cușa din Constanța, am avut bucuria să-l cunoască și fiica mea, Adela, acum vreo 2 ani de zile, i-a și dăruit o carte, o moare și el 94-95 de ani, astăzi încă trăiește, părintele Paulin de la Petru Vodă și mulți, mulți alții, dar mă opresc aici, fără să mai spun prea multe vorbe despre ei, cred că mult mai important este să vedeți materialul care urmează, un material pentru care s-a lucrat intens în ultimele 3 luni de zile. Fratele meu Ștefan, care îi mulțumesc din suflet, a făcut efortul ăsta de a scotoci în arhiva fundației vreo 2 luni jumate pentru a scoate materialele pe care le-am cerut cu acești oameni excepționali, după care munca a fost preluată de un alt prieten al nostru, care din păcate astăzi n-a putut să fie aici, cel care a cizelat materialul în final și veți vedea cu toții ce a ieșit. Aveți în vârșelurile voastre că și cuvântul pe care îl lasă îl spune, cu cărul care l-a lăsat, să nu fii spre o sindă, ci să fii spre zidie, spre frumosul. Când e cei ce spune dumneavoastră, vă veți o sindi sau vă veți preamuri înaintea Dumnezeu. Cuvântul e cel care îl cidic, cuvântul cel care îl viază. Și când dumneavoastră vă luați răspunderea aceste lucrări mari, dar dumneavoastră vă îmbateți în lumea aceasta să scoateți cât de puțină ca la mine unui lucru necunoscut. Educația noastră a acestei serii de tine a fost fundamentată pe 4 coordonate. Dumnezeu, ca valoare supremă,
neamul, tradiția, regele. Cerem decât să contrasemnez, că va fi o perioadă în care tot va dispare. Și pentru istorie, eu voi apărea colaborator cu toți anchetatorii, că eu contrasemnez declarații odată cu alții. Și a spus, niciodată nu o face, ba o să faci. Și m-au întins pe o masă mare și s-au schimbat de la ora 10 până dimineață la 5-6 echipe de bătăuși. Bătut la tălpi și obligat să merg sub lovituri ca să mă poată bate în continuare. M-au aruncat în celula mea, a venit medicul pușcăriei, trebuie să tăiem picior. Era gangrena, se apropia de genunchi. Și am spus să-mi ruptu capul. Nu accept. Fără niciun medicament, treptat, această gangrenă s-a retras. Nici o frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu.
Și asta este o virtute tot atât de mare cât și dragostea, să știți. Este o deosebire enormă între cele două frici. Frica de Dumnezeu este frica de a nu jigni iubirea Mântuitorului, care s-a așezat pe cruce pentru noi. Deci în frica de a murească este spaima, este spaima, este groază, este îngrozire, este viziunea distrugerea. Vă rupuce din inimă, de părătorită, cu furință, cu șurpește prin tot, fără cum de cruce, să fie ce te plâng. Și, după zotare, cu despertire de-am Domnul, că ceamă zonă canului, eu te mai copii, și tu mă vei prostrăvi, să mi lăudat și mărit să fie, Dumnezeu, Tatăl, de atunci, Domnul și Domnul, Domnul și Domnul. Seara, când te duci, îți faci un examen al realizării de peste zi, îți pui întrebarea, ce-a făcut bine, ce-a făcut rău în ziua aceea. E, aici, de aici începe toată creația, creația spirituală pe care tu vrei să Domnul Hristos a spus, Petre, pe credința ta voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor dărâma. Deci biserica lui Dumnezeu, odată întemeiată de Domnul Hristos pe pământ, va fi până la venirea lui. Dacă e un lucru bun pentru tine, îl faci, îl fac. Nu e bun, poate fi bine pentru tine și nu pentru semnul tău. Dar dacă e bine pentru acestea două, îl faci, fac. Nu e bine, poate fi bine pentru tine și pentru semnul tău, dar să fie rău pentru grupare pe care faci parte. Și după aceea trebuie la aceste trei, dacă se satisface asta, cum îi spui, dorințele tale, le faci, fac. Nu e bine. Poate să fie pentru acestea trei, dar să fie rău pentru neamul tău. Și după aceea zice, dar dacă și pentru neam e bine, faci, fac, nu e bine. Să fie în primul rând, plăcut lui Dumnezeu, bine pentru neamul tău și nu vei greși niciodată. Adevărul este Hristos. Ceea ce ne-a dus Dumnezeu prin Fiul Său, prin Mântuitorul pe Pământ, a fost într-adevăr pacea. Ăsta a fost darul care nu l-a lăsat. Și El a spus, pacea mea, vă las vouă, pacea. Ne-am dat seama că fericirea este o noțiune goală. Fericirea, de fapt, este o trăire. Dacă ai șansa să poți să oferi câteva clipe din viața ta în pacea lui Iisus, aia este fericire. În vis nu ești atunci când sânge și nici când ochii lacrimi țis. Cele mai plinge neînfrânge sunt renunțările la vis, ca să nu renunțăm la visul acesta de a avea o țară frumoasă, o țară unitară. Poporul român nu-și cunoaște strămoșii și, după rânduiala lui Dumnezeu, fiecare teritor pe pământ are obligație față de înaintașii lui, mai apropiați sau mai depărtați. Este o obligație, obligație. Acești români frumoși au murit frumos, conștienți, cu multă nădejde, că ceva odată mă întreba de ce sunt eu așa de optimist. Păi am în spate istorie milenară. Pot eu să nu fiu optimist?
când în spatele meu eu un drum fantastic al jertfii și al luptei și al triumfurilor. Că am rămas și suntem un neam creștin. Că ne urăm ceilalți, e mai bun că Dumnezeu n-a arătat. Ai urcă mai scap din perie. Suntem aceea ca o piatră în aceea aleasă din pe care stă Maica Domnului. Sfințirea crucii spre pomenirea părintului Arsenie Boca de aici, de la mănăstirea Sâmbăta, îmi aduce aminte de un cuvânt al Sfinției sale mai puțin cunoscut. Acea cruce e sfințită pe care primești să te răstignești. Părintele Arsenie a purtat în timpul vieții și cununa de spini și poartă acum cununa de slavă a biruinței și a strălucirii luminii dumnezeiești a Sfințeniei. Îl putem cu toții din suflet și rugăciunile noastre pe acest om minunat trimis de Dumnezeu ca să ne fie numărător. Dar în lucrul Părintele Israel și adăpându-ne sufletele din scrierile și învățăturile Părintele și mai ales în ce fiți auziți un fel aparte de a zice, mă, ce faci tu? Și atunci când veți încerca în fiecare clip al vieții să auziți de undeva un măr ce faci tu, să te trezești la o realitate spirituală care să ne scoată din marasmul zilelor pe care le trăim. Nu să vă dau, pentru că faceți parte din asociația Părintele Arsenie Boca, cuvântul pe care mi l-a dat mie, de respectat până la sfârșitul vieții. Cel ce vrea să scade la crucea lui, mai mult își adaugă. Primim crucea ca o binecuvântată. Dacă nu putem duce, putem cere. Tatăl lui Ceresc, cum a cerut și Iisus, dar numai dacă este cu putință, pe Doamne, să treacă de la mine paharul acesta. Dar să știm că dacă avem de băut un asemenea pahar, Domnul îl dă pentru că este necesar, ne trebuie nou. Și dacă nu-l facem atunci când ne-l-a dat Domnul, ne-l dă mai târziu, cu dublă măsură. Fiecare dintre intervențiile pe care le-am văzut are o poveste întreagă în spate. Nici nu știu cum să numesc. E foarte emoționant. Cred că fiecare dintre personajele pe care le-ați văzut, fiecare în parte o personalitate uriașă,
merită un material de sine stătător, fără îndoială. Sigur că noi, de-a lungul acestor ani, am făcut niște filme, primul, desigur, cu domnul Dan Lucinescu, al doilea cu părintele Justin Pârvu, la împlinirea 90 de ani, numit la aniversară, al treilea, un film la care personal țin foarte mult, pentru că este un omagiu adus ostașilor români care au murit pe frontul de est și au dat viața acolo pentru neamul nostru românesc. Și trebuie să vă spun că din cercetările pe care le-am făcut, peste 620.000 de români și-au lăsat oasele pe teritoriul rusesc. Peste 620.000 de oameni. Domnul dr. Iosif Niculescu, pe care l-ați văzut, este unul dintre puținii supraviețuitori ai luptelor de la Cotul Domnului și, în general, de pe frontul de est. Toți acești mărturisitori atestă cuvintele marului gânditor român Petre Țuțea, care spunea că suferința este calea împărătească spre mântuire. În realitate, însă, astăzi, omul fuge de suferință și nu numai că fuge de suferință, ci mai mult decât atât, caută cu toate puterile sale și cu toate mijloacele să își asigure confortul. Eroii noștri, parte dintre ei, chiar dintre cei pe care i-ați văzut, dar și alții pe care, de care poate ați auzit, mă gândesc în primul rând Mircea Vulcănescu. Eroii noștri au avut confort, cel puțin în prima perioadă a vieții lor, însă atunci când suferința a venit peste ei, au acceptat-o semin și, după cum spunea domnul Dan Lucinescu, mentorul nostru până la urmă și cel căruia îi datorăm numele acestei fundații și la care ne gândim cu recunoștință și urăm mai mulți de acum încolo, deși în suferință, acum 3 zile am primit 92 de ani, chiar în ziua Sfinților Împărați. Deci, domnul Lucinescu spunea că acceptarea necondiționată a suferinței a fost cea care i-a ținut, i-a ajutat să reziste în acei ani lungi de prigoană. Pentru el au fost 15, pentru părintele Justin 16, pentru Ticlu Indian, cum spuneam, 14 și așa mai departe. Au fost eroi români care au dus până la 20 și ceva de ani de temniță. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a privilegiuit, dar a și îngăduit atâtea întâlniri minunate pentru noi, pentru membrii fundației, întâlniri care ne-au marcat viața și au devenit pentru noi pildă vie. Și cred că avem datoria cu toții să transmitem mai departe ceea ce am primit și ceea ce am înțeles de la acești eroi și martiri ai noștri. Cred însă că mai este un aspect. Ne întâlnim adesea, mai în fiecare an, în fiecare pelerinaj, și ne bucurăm să-i vedem, să-i ascultăm pe acești mărturisitori ai noștri. Cred însă că pentru a schimba ceva cu adevărat în țara asta, ar trebui să trecem la etapa următoare, și anume de a ne face urmași ai lor în credință, în demnitate, în tăria cu care s-au manifestat și, nu în ultimul rând, în manifestarea dragostei de care ei au dat o dovadă. Și numai așa, probabil, că Bunul Dumnezeu se va milostivi de noi și ne va rândui condiții mai bune pentru țara noastră. Astăzi, lumea se plânge că avem condiții rele, că politicienii sunt cum sunt și așa mai departe. Tică Iulian, pe care l-ați văzut mai devreme, acel tânăr neastâmpărat, după cum spunea, neastâmpărați am fost de tineri și neastâmpărați vom și noi, și așa a fost, până la cei 86 de ani pe care i-a trăit, i-a îngăduit Dumnezeu. Deci, Tică Iulian spunea că atunci când au ajuns în închisoare,
și au dat seama că întâi de toate, și erau foarte tineri și erau foarte curați, și au dat seama că întâi de toate ei trebuie să se lupte cu răul din ei înșiși, ceea ce trebuie să faci în fiecare dintre noi, și abia apoi trebuie să te lupți cu răul lumii. Astăzi, chiar dacă poate nu percepem, trăim și noi într-o alt fel de închisoare. Asta este realitatea. Și, cum spuneam, nu prea o percepem. Să ne ajute Dumnezeu să ne eliberăm, să-L primim pe Hristos cu adevărat, permanent în sufletul nostru, iar Hristos, care este iubire, dar și adevăr, ne va face liberi și pe noi, la fel ca pe înaintașii noștri. Aș vrea să închei aici acest ultim cuvânt, nu înainte de a aduce mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil ca acest eveniment să se întâmple. În primul rând, doamnei Gabriela Mărgărit și părintelui Victor, de la Paraclisul Sfinții Chirii și Metodiu de aici, din agronomie, conducerii Institutului Agronomic, care ne-a aprobat să fim aici în această seară, un gând special de dragoste pentru cel care a fost rectorul acestui institut și ctitor al acestei biserici și care în această seară ne-a făcut mare, mare bucurie să fie alături de noi, domnul Ioan Nicolae Alecu. Mulțumim din suflet și recunoștință. Tuturor celor care au trudit, cum spuneam, pentru acest eveniment, lui Ștefan, în mod special, pentru truda lui și pentru dovada de ascultare pe care a făcut-o în toți acești 10 ani, în care a mai cârtit el câteodată, dar întotdeauna a dus la îndeplinire ceea ce l-am rugat, a fost un ajutor neprețuit, fără de care, să știți că de mult mai puține lucruri v-ați fi bucurat în acest interval de timp. Aș vrea să mulțumesc domnului Dan Lucinescu în mod special, nici n-am cuvinte și îmi pare rău că nu este printre noi și că nu am timp suficient să îi aduc omagiu pe care l-ar merita, și tuturor eroilor noștri care ne-au inspirat în toți acești 10 ani, invitațiilor special de astăzi, părintele Mihai Andreianda și Ciprian Voicilă, toată dragostea. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră tuturor celor care într-o zi, de așa natură, în ceea ce privește vremea, ați ales totuși, tot din dragoste, să fiți alături de noi, motiv pentru care vă suntem recunoscători. Să ne dea Dumnezeu ca să ne bucurăm în continuare de astfel de momente și de fiecare dată să ne bucurăm cel puțin la fel. Doamne ajută, Hristos a înviat!